Să vă arăt, dragi apicultori, pentru cei mai tineri sau mai tineri în meseria asta, cum observați că în stup a intrat șoarecele. Iată, ram ros, aici și-a făcut un fel de cuib și se vede în interiorul stupului. Deci aros din polistiren. Și bineînțeles, uite, și-a făcut șederea ușoară. Această familie nu are, iată, gratii antișoareci. Am considerat că temperaturile ridicate nu vor permite intrarea rozătorului, dar se pare că m-am înșelat. Așadar, mâine, dacă vremea va permite, voi pune unde nu am pusă gratie. Voi pune la fiecare, iată ce dezordine. Ce dezordine a făcut în stup. Familia asta e un roi buckfast cu o mătcuță pe care am făcut-o, să spun așa, către finalul. Anului apicol. În mod normal nu-l deranjam. Dar e necesar să fac acest lucru. Uite și mătcuța marcată cam prost. E necesar să-l deranjez. Deoarece trebuie să-i fac un pic de curățenie. Familia avea tot ce-i trebuia. Uitați cum aros fagurele. Dar a intrat michiduța asta. Uite ce deranj am făcut în stup. Asta este, îi fac curățenie generală. De general, îi fac o curățenie, adică de urgență. Nu-i vina șoarecelui. E vina apicultorului. Îi pun ramul acesta așa cum a fost. Diafragma după el. Și revin cu aceste trei rame. Cu scuzele de rigoare, măcar astăzi o să văd dacă mai există astfel de probleme și mâine o să intervin, sau chiar azi dacă timpul îmi permite.
o să intervin cu gratiile. Am agitat albinele. Roiul acesta, aș zice eu, un roi care promite, ia că și ne înțeapă, care promite, dar sperăm că cu mai multă atenție din partea apicultorului va trece cu bine perioada asta. Are miere, cu toate astea îi pun și jumătate de kilogram de turtă, deși poate puteam și să nu-i pun, da, pentru că nu o să mai deschid lada până prin februarie. Eu pun așa să fie preventiv. Deci așa arată, ca să vedeți, un stup atacat de șoareci. Doamne ajută și să ne vedem cu bine în stupina